Minha mãe casou com Dinter. Hei, bună bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi am revenit cu un nou videoclip pe acest canal în care o să vă arăt cum fac mărțișoarele anul acesta. Dacă nu știați, eu în fiecare an fac mărțișoare pentru toate fetele din clasă, pentru că nu știu exact când am început chestia asta, dar știu că din clasele primare, de mult, adică... Deci sper din tot sufletul să vă placă și să încercați și voi pentru că sunt foarte simple. Sper să-mi iasă și mie pentru că e prima oară când încerc chestia asta și... Hai să-i dăm bătaie! Ha! Pentru început veți avea nevoie de niște inimioare de lemn pe care le-am luat de la Jumbo. Au fost foarte ieftine, nu știu, în jur de 3-4 lei. În orice caz au fost ieftine. La fel și dantela. Și câteva flori de plastic, care într-adevăr au fost 15 lei 3 fire, dar se putea și mai rău. Și fire din acestea pentru fundițe. Apoi am luat inimioara, o bucată de dantelă pe care am lipit-o oblic, așa, oblic pe inimioară. Și apoi am tăiat excesele. Am luat o floare, am smuls-o mai bine zis, de pe crenguță, i-am tăiat acel țumbruș, nu știu cum să-i spun, și am lipit-o pe dantelă. Și în final, în sfârșit, am luat o fundiță pe care am făcut-o din acea sfoară și am lipit-o puțin mai sus, deasupra floricelei. Și cam asta a fost totul. Am făcut mai multe, după cum observați. Foarte simplu, super repede și... Da, foarte drăguțe, de efect. Deci ați văzut cât de simplu a fost? Da, asta a fost tot. A fost foarte banal, deci absolut toată lumea poate să facă asta, mai ales că sunt lucruri de la Jumbo, adică foarte ieftine. Nu știu, cred că în total am dat pe toate astea 10 lei, toate, adică... Ok, deci cam asta a fost pentru astăzi. Sper din tot sufletul că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canalul meu și noi când ne revedem, când... Corect, data viitoare.